Deci, într-adevăr, întâlnim o echipă foarte bună, Dinamo Auto. Am și spus-o imediat după meci, au jucat în depăsare cu ei, în campionat. Deci o echipă foarte mobilizată, foarte tenace, o echipă care face faza defensivă foarte bine. Deși faza ofensivă face bine, demonstrat în ultimul meci din campionat contra echipei Petrocub. Deci ne pregătim foarte, foarte bine. Am analizat adversarii până când încă ne mai pregătim. Astăzi este ultimul antrenament de pregătire. Jucătorii sunt toți apti, slava Domnului. Toți sunt concentrați de meci. N-avem decât să vină ziua meciului să scoatem, să ne știu bine, să scoatem un rezultat pozitiv pentru Petronul. Ne așteaptă un meci foarte important pentru clubul nostru. Întâlnim o echipă destul de bună, cu jucători experimentați, care pot să facă diferența în orice minut. Pentru noi este singura șansă de a participa în cupele europene. Și suntem pregătiți 100% pentru a ne califica în finala Cupei Moldovei. Avem o datorie mare față de fanii noștri, care așteaptă de la noi această finală. Și mâine este ziua potrivită și pentru a ne revanșa în fața lor. Ziua. Vreau să spun că o să fie un meci foarte dificil. O să fie un meci total diferit de meciul din campionatul Moldovei. Iar noi o să ne depunem la maxim și sper că o să avem un rezultat pozitiv care ne va ajuta să jucăm în final Cupei Moldovei. Cum pot să spun favoriți? Nu există un favorit, eu aș spune. Cei care vor ieși mai bine pregătiți, mai determinați, cei vor învinge. După cum vedeți, toate echipele din campionat practic sunt egale. Chiar și meciul nostru ultimul din campionat contra echipei Sheriff Tiraspol am jucat bine. Deci, din cauza celor trei greșeli sau greșelilor care le-am comis, deci am scăpat gol, deși ca meci a fost ok. Deci, nu cred că este o favorită. Cei care vor fructifica ocaziile, le vor crea, evident, cei vor învinge 100%. În sens că vă pregătiți la fel pentru un meci dificil, posibil prelungit și pe noapte, sau credeți că veți soarta să vă decide în 10 minute? Astăzi rămâne să discutăm cu staful tehnic, deci antrenamentul. Deși este, dar trebuie să facem ceva schimbări. Noi foarte tare ne dorim să trecem, să învingem acest meci în minutele regulamentare, deci primele 90 de minute foarte tare ne dorim, deci cu ajutorul lui Dumnezeu sunt convins că o vom face. Dar după cum știți, fotbalul aduce surprize și nu știi la ce să te aștepți. Deci, cred că ne vom pregăti și alături de partajare. La Dinamo Auto sunt câțiva jucători care în trecut au evoluat pentru Dacia, la fel și antrenorul. Puteam spune că rivalitatea zilei Dacia continuă în cupă? Da, cred că o pată a rămas jucătorilor care au jucat la Dacia, evident. Ați menționat că și antrenorul. Da, se poate spune, dar eu cred că ar fi un meci diferit. Deci miza este mult prea mare pentru ambele echipe și nu atât rivalitatea Zimbru Dacia, după cum miza meciului sau miza calificării Cupei Europene. Cât de pregătiți sunt jucătorii fizic și moral după înfrângerea cu Șoiețiu? Sincer să răspund, jucătorii moral sunt foarte pregătiți, deci au trecut ok peste înfrângerea cu Șerif. Sunt foarte concentrați la antrenamente, ceea ce ne încântă pe noi staful tehnic. Sunt implicați 100% în procesul de antrenament. Nu avem, cum să spun, nu care mușcări, dar sunt pregătiți foarte bine. Sunt foarte satisfăcut de procesul de instructiv educativ care o facem. Ce scor se determină în meci? Încă o dată? Care va fi scorul? Scor? Victor Iureș, câte mai multe? Câte mai multe. E important da, să ne ajute Dumnezeu să avem victorie. Ca scor, sper că fructificăm de
Deci noi staful tehnic dorim foarte mult să realizăm ocaziile care le creăm, pentru că, după cum ați văzut în ultimul timp, în acest capitol și că putem, dar lucrăm zi de zi, încercăm să ne perfecționăm și am foarte mare încredere în jucătorii care avem, nu doar în Moldova, în toată echipa, deci avem jucători de valoare care cu siguranță vor face diferență și noi ne bazăm foarte mult. Да, вопрос футболистам. Вы игроки такого текущего плана, то есть для вас важно бить по воротам, забивать, насколько для вас завтра будет возможно, то есть позволит ли вам ваша тактика и соперник бить по воротам и использовать какие-то комбинации? То есть на что вы рассчитываете завтра? Да, мы на фикаре даты чекаем с жуками футбол, как мои. Cât mai combinativ, încercăm să șutăm cât mai des la poartă. Asta este și scopul nostru. Indiferent de adversar, noi încercăm să avem cât mai multe șuturi și neapărat dacă vom șuta, vom și marca în fiecare meci. Cum a spus și Victor, noi istorim și jucăm un fotbal combinativ, dar cred că principală este victoria. Și o să facem tot posibilul ca în primul rând să marcăm și să câștigăm. Asta este scopul nostru. Alt variant avem, normal, să câștigăm. Да, вопрос по Валентину. Для вас завтра будет, как будет проще, то есть выходить, то есть играть в футболе атакующий футбол или использовать какие-то защитные действия, после чего использовать контратаки? Мы жгаем футбол офенсив. Nici de cum nu ne vom retrage în apărare. Vom încerca să jucăm, cum am spus și jucătorii, un joc combinativ, deși cum am jucat până acum în campionat, deci diferență nu e, vom ataca cu siguranță foarte mult. Nu ne vom barica. Deci de la asta e prea azi, cu match-ul și campionat? Nu, nu este nicio diferență, din simplu motiv că ieșim fiecare meci doar cu gândul și opțiunea de a învinge, de a scoate maxim puncte. Vom ataca. Staruș a fost nu va participa la jocul din cupă. Golovatencu, cât este de pregătit după o perioadă de absență și așteptare? Slavă Domnului, ne bucură că deja face pregătire cu echipa. Rămâne să avem astăzi discuții cu dumnealui și până în punctele pe ei meciul de mâine. Deci se decide totul astăzi în privința dumnealui.